say that this team have character and big heart because my players give everything on the court these 2 days. They fight, they try, they play, my opinion, very good. So I want to thank for my players. Okay, on the end, we don't have little bit, we need a little bit more experience because the players of Rapid, they have a lot of experience, they know how to play these kind of games. Finally, a little bit chance, last set, we can go in tiebreak. So we don't lose very fast, very easy to say, but we have the team, we have good team, we have good character. Just maybe a little bit more experience in this kind of games. Can Steaua think about winning the championships? Yes, we have chance. Maybe we are not the expensive team in the championship, we don't have the bigger experience in championship, but we have the heart. So if we play like this 2 days, every game, we have a chance. Ce poate fi spus după un asemenea meci? O înfrângere foarte grea. Am început foarte bine meciul, pot spune că am început foarte bine meciul. Setul 2 am avut o scădere, dar pe final am recuperat punctele. Sincer, eu chiar am crezut că putem să câștigăm setul 2, după cum au decurs lucrurile, dar n-a fost să fie. Setul 3 a fost catastrofal, iar acum, iar pe final, pe setul 4, iar am crezut că putem să câștigăm și să întoarcem meciul, să mergem în al 5-lea set, unde se poate întâmpla orice acolo. Mie chiar îmi pare rău, cred că băieții au făcut tot ce au putut, au dat tot cel mai bun din ei. Ce e în sufletul unui jucător de la Steaua după o finală pierdută? Mă dau seama că este dezamăgire, frustrare. Toată lumea, eu nu chiar aveam speranțe foarte mari că o să câștigăm astăzi, dar n-a fost să fie. Cât de mult v-a schimbat jocul și v-a influențat evoluția noul antrenor care a venit, Atanas Petrov, care a venit de curând la Steaua? Jocul nostru pot să spun că s-a schimbat în bine. A adus un plus echipei. S-a văzut, mai ales după meciul cu Baia Mare, unde acolo am jucat mai prost. Am avut meciul la Craiova, cu Craiova acasă, unde am jucat foarte bine. Și ați văzut și meciul de ieri cu Dinamo, în care chiar am arătat că suntem o echipă unită și putem să batem pe oricine. Urmează bătălia finală în campionat. Cât de sus poate ajunge Steaua în acest sezon în campionat? Mai avem două etape și mă gândesc doar la victorie de 3 puncte. Și sperăm să ajungem cât mai sus.